Multă pace și bucurie vă doresc. Într-o lume agitată, într-o lume tulbure, într-o lume neliniștită, într-o lume în care nu mai există pace. Eu vă doresc multă pace și vă doresc bucurie, să aveți putere să vă bucurați, să aveți putere să vă bucurați de ceea ce iubiți, să aveți pace în inima voastră că știți că vă trăiți visul, să aveți pace în viața voastră că știți că faceți ce e bine, să aveți pace în tot ceea ce faceți. E joi dimineața, suntem în Ungaria, ora 6 și un sfert ora României, 5 și un sfert ora Ungariei, suntem cu lotul de maraton, ne pregătim cu lotul de maraton, dar în același timp, pe lângă etapa de Jverin, visul oricărui maratonist, visul unui weekend de vară, putem să-i spunem, avem cu noi și femeluțele de viteză. Luptăm, majoritatea abandonează pe sfârșit de sezon. Majoritatea columbofililor o lasă mai moale la sfârșit de sezon când văd că nu pot lega nimica. Dar eu vă spun și vă recomand, acum când vă vine să abandonați, când vă vine să opriți, acum fiți mai motivați și acum pregătiți-vă mai tare. Acum pregătiți-vă mai tare și antrenați porumbei. Tată, te rog, păzește-le. Și păzește-i. Acum pregătiți-vă mai tare. Noi, cu ajutorul Tatălui Ceresc, sâmbătă jucăm cu 6 cupe pe masă la categoria viteză. La crescător an, palmares 2 ani, palmares 3 ani. La azi viteză, tineret, viteză tineret, suntem în grafic la mai multe categorii, la mai multe cupe. Și de aia trebuie să fim mai motivați, să ne motivăm și să antrenăm. Chiar dacă e greu, chiar dacă antrenăm noaptea, chiar dacă antrenăm dimineața de vreme, chiar dacă toată ziua muncim, suntem în alergare, dar ceea ce facem, o facem cu pasiune. O facem cu bucurie și știm că ceea ce facem ne aduce liniște, ne aduce pace. De aceea vă recomand și vouă, bucurați-vă de tot ceea ce vă înconjoară. Bucurați-vă de nevasta voastră, bucurați-vă de pruncii voștri, bucurați-vă de hobby-ul vostru, trăiți-vă visul. Pentru orice maratonist, etapa de Jverin e un vis. Pentru orice maratonist, etapa de Jverin e un vis. De aceea vă invit să vă trăiți visul. De aceea vă invit să aveți pace. În momentul în care vă veți trăi visurile, veți avea pace în inima voastră, veți avea pace în viața voastră. Veți avea pace. Vrei pace? Vrei pace? Toată lumea vrea pace. Toată lumea vrea bucurie. Toată lumea vrea să-și trăiască visul. De aceea, prietene, te aștept la Jverin. De aceea, maratonistule, te aștept să vii să lupți împreună cu noi, să te bucuri de ceea ce-i frumos, să te bucuri de maratonul extrem, să te bucuri de visul unui weekend special. E weekendul marelui Jverin. Vă las cu aceeași urare cu care am început, multă pace și bucurie!